Președintele Partidului Social-Democrat, Mircea Joana, a participat la acțiunea Marea Plantare, organizată de ONG-ul Mult Mai Verde. Acest proiect vizează plantarea a peste 6.000 de copaci pe centura de ocolire a Bucureștiului. Cu această ocazie, liderul PSD a declarat că România are nevoie de peste 1.000.000 de hectare împădurire pentru a ajunge la suprafața de păduri de dinainte de 1989. Totodată, el a salutat acest demers și a încurajat cetățenii să participe la astfel de acțiuni voluntare. În primul rând, și avem și noi programul de guvernare, un programul mai agresiv și mai ambițios de reîmpădurire. Deja există un început din partea Romsilva, în multe locuri din țară a început un program de reîmpădurire, inclusiv bazat pe stimulente financiare pentru cei care se implică în acest proiect.